Salutare, dragi prieteni! E duminică, e ora 11 și a început emisiunea voastră preferată, Lumea Copiilor. Hei, copii, suntem foarte bucuroși că ne urmăriți și de această dată. După cum bine știți, eu sunt Iuliana Beregoi și alături de mine este colegul meu, Denis Midone! Și noi astăzi împreună o să vă prezentăm cea de-a 16-a emisiune. Woo! Nici nu-mi vine să cred, Denis, că am filmat deja atât de multe emisiuni. Da, Iuliana, și deja am discutat cu 15 invitați. Iar colegul nostru, Mihai Ungureanu, ne-a făcut cunoștință cu 14 fetițe. Astăzi urmează să o cunoaștem pe a 14-a. Până atunci urmează să vedem despre ce alte subiecte vom vorbi astăzi. Haideți să vedem! Din rubrica Sănătate în bucate aflăm cum se pregătește un chec cu morcov și o portocală. O combinație stranie la prima vedere, dar care la final dă un rezultat gustos și sănătos. În rubrica Erou săptămânii vom vorbi despre Alina, o fată de la orfelinatul din Hâncești, care e talentată și foarte muncitoare. Tot astăzi o să aflăm de la Cosmina mai multe informații despre dinți și gingii și cum trebuie corect să avem grijă de ei. De la Ion și cele două Alexandre vom afla mai multe despre igienă vestimentară, dar și despre cum ne îmbrăcăm și cum ne parfumăm. Mihai Ungureanu astăzi ne face cunoștință cu Madalina, o fată cu stil ce a aprobat mai multe ținute, iar una din ele a primit-o cadou. Care din ele și-a ales-o? Aflați în emisiune! Tot din emisiune, la rubrica Invitat Surpriză, îl veți cunoaște pe un dansator faimos din Republica Moldova. Pe lângă faptul că e și un bun coreograf, participant la emisiunea Uite Cine Dansează, mai are și un centru plin de copii talentați. Tot despre el aflați la final de emisiune, dar până atunci vă invit în bucătărie. Acolo vă așteaptă doi buni specialiști de la care veți învăța... Ce vor învăța, Denis? Cum se face un chec cu morcov și portocală. Haideți să vedem! Salutare, dragi prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție Sănătate în bucate. Mă numesc Doina. Și eu sunt Gabriel și astăzi noi vom pregăti chec cu morcov și portocală. Pentru aceasta avem nevoie de 3 ouă, un păhăruț de zahăr, făină, 300 de grame, praf de coc, o linguriță de vanilie pentru un gust deosebit, ulei, suc de lămâie și ce aici, Gabriel? Doi morcovi care conțin vitamina A și este bun pentru ochi, lămâie, banană, kiwi și portocală. Așa, bravo! Deci această rețetă este de fapt un desert ușor care putem consuma fie la dejun sau la prânz, care ne oferă nutrienții necesari pentru a obține energie pe o întreagă zi. Așadar, să începem. Deci, astăzi vom vorbi despre energie. Cu certitudine, toți dorim să avem cât mai multă energie, însă nu toți știm cum să o căpătăm. De aceea, punctele cheie pentru a avea mai multă energie este alimentația corectă, un program echilibrat de somn și, desigur, sportul. Gabriel, tu care crezi că este varianta optimă pentru a fi plin de energie? Varianta optimă este cea mai bună, este alimentație. Așa, corect, da. O alimentație echilibrată este cheia succesului pentru a fi mereu în formă. De aceea, haideți să începem mai întâi să gătim, după aceasta vorbim mai detaliat. Mai întâi de toate avem nevoie de 3 ouă. Așa. După aceasta punem zahărul. Tot zahărul. Așa. Și trebuie să mixăm bine până obținem o consistență spumoasă. Așa. Deci, în rețeta pe care noi astăzi o pregătim, după cum vedeți, produsul principal este ce? Morcovul. Așa este. Ce conține morcovul? Morcovul conține vitamina A și este foarte bun pentru ochi. Da, corect. Însă este important să știm că morcovul, vitamina A, face parte din vitaminele liposolubile care se absorb în grăsimi. De aceea, atunci când consumăm morcov, este bine să le consumăm cu grăsimi, cum ar fi, spre exemplu, uleiul. Și ce mai avem noi aici din produse? Din produse noi a rămas făină, zahărul, pudră, uleiul, sucul de lămâie și fructe. Diferite tipuri de alimente, de fapt, ne oferă energie pe un anumit timp. Spre exemplu, zahăr avem aici, da? Ne oferă energie, cum crezi, pe mult timp sau mai puțin? Zahărul, bineînțeles că pentru mai puțin timp. Vitaminele și mineralele ne dau energie pe termen mediu,
proteinele ne oferă energie pe termen lung, iar cel mai mult ne oferă... Sunt grăsimile bune, care ne oferă pentru cel mai mult timp. Așa, și ce surse de grăsimi bune cunoști tu? Ele sunt avocado, somonul, tonul și nucile. De fapt, grăsimile bune ne ajută să avem, să ne concentrăm mai bine și... Ne ajută să fim mai sănătoși. Sigur. Așa, cred că am obținut consistența pe care ne-am propus să obținem și adăugăm în continuare făină. Așa. Așa. Practic-o. Între același timp? Exact. Așa. Extract de vanilie. Și toți trebuie amestecat. Și totul amestecăm foarte bine. Așa, iar tu, Gabi, te vei ocupa de morcov. Îi vei da prin răsătoare și este important prin răsătoare să fie, adică, cu găuri mici. Să obțină morcovi. Ar fi bine iat aici. Ca să fie cât mai fin. Iată, acum adăugăm ulei. Un păhăruț de ulei și amestecăm totul foarte bine. Pentru a avea o masă echilibrată, trebuie să avem în farfuria noastră un conținut bogat de carbohidrați. Acestea se conține fapt în fibre, care ne asigură o digestie bună și de asemenea ne oferă un grad mare de sațietate. De asemenea, un element important pe care nu ar trebui să lipsească de pe farfuria noastră trebuie să fie proteinele și, cum am mai spus, și grăsimile. Cred că e bine, acum adăugăm un pic de suc de lămâie pentru a-mi da un gust mai deosebit. Dăgăm puțin și amestecăm totul. Așa. De asemenea, pentru a avea mai multă energie, un lucru important este să ne ocupăm cu sportul. Gabriel, tu practici un tip de sport? Bineînțeles că eu practic, fiindcă dacă cine practică sportul, acela este mai sănătos. Corect, pentru că mișcarea este viață și, de fapt, cercetătorii au spus că persoanele care se ocupă măcar 30 de minute pe zi făcând exerciții fizice, au un somn mai odihnitor decât persoanele sedentare. Așa, și ce tipuri de sport practici, Gabriel? Eu practic primăvară și toamnă la școală fotbalul, iar zi de zi judo. Așa, bravo! Deci ești un băiat activ, da? Da. Bravo! Și un alt punct cheie pentru a fi cât mai energici este un somn corect, un program de somn corect. Se recomandă să dormim câte 8-9 ore. Așa, deci... Gabriel, tu câte ore de somn faci? Eu 8-9 ore. Așa, bravo. Respecti regulile, da? Bravo. Așa, deja ai finalizat tăiat morcovul? Acum noi vom pune morcovul în aluat. Așa, da. Bravo. Ai tăiat foarte fin. Și cred că o să primească ceva foarte gustos. Amestecăm totul de bine, iar pentru a masca gustul de morcovi adăugăm coajă de mandarină, portocale. Așa. Și la final le ornamentăm cu banană și kiwi. Așa, kiwile sunt foarte sănătoase deoarece au un conținut important de vitamina C, iar bananele la fel conțin o sursă importantă de vitamine și minerale, fibre, o cantitate deosebită și, de asemenea, și potasiu. Așa, conținutul nostru este gata. Și următoarea etapă este tapetăm tavaua cu ulei. Și acum adăugăm conținutul nostru. Vrei să mă ajuți? Da. O să ai cu o linguriță, așa. O să treci aici mai aproape. Și punem tot conținutul.
uitați. Ok, deci să te ajut eu mai repejor, pentru că asta o să dureze. Așa. Că se va primi ceva gustos. Sigur. Gustos, dar și sănătos. Da? Da. Așa. Chiar dacă conține foarte mult morcov, gustul de portocale va masca acest gust. Și va îmbunătăți. Exact. Așa. Așa. Deci conținutul nostru este gata. Următoarea etapă este îl pune la cuptor pe 15 minute la temperatura de 180 de grade. Iar acum vom pregăti produsele noastre pentru checul nostru. Le vom tăia rondele pentru a oferi un gust mai special, dar și de asemenea pentru a ornamenta. Chivirii, de asemenea, le tăiem rondele. Le tai tu sau eu? Eu. Ok. De asemenea, un punct important pentru a avea mai multă energie este să avem un organism hidratat, ceea ce presupune să consumăm pe zi 1,5-2 litri de apă, dependență de masa corporală. Și de asemenea trebuie să consumăm câte 5 fructe sau legume pe zi care sunt bogate în vitamine și minerale și care de asemenea ne oferă energie pe termen lung. Așa. Uitați-vă ce frumusețe. Sper să fie gustos. Miroase așa de frumos. A ce miroase? Miroase a portocală. Da. Și acum ornamentăm, da? Așadar, acesta este deliciul nostru de astăzi și propun să-l gustăm. Chiar este foarte gustos. Dragi copii, sper că v-a plăcut ceea ce am făcut astăzi în bucătărie Fundației Betonic. Vreau să vă spun că dacă cineva este pasionat de gătit și îi place să mănânce sănătos, atunci poate să scrie pe adresa noastră de mai sus. Astfel veți avea posibilitatea să ajungeți și voi la televizor, la fel ca și mine. Până la o nouă întâlnire, prieteni! La revedere! Pa, pa! La revedere! Pa, pa! Nu m-am gândit niciodată că poate exista un chec cu morcov și portocală, dar mi-a plăcut rezultatul. Și avea un aspect plăcut, numai bun de mâncat. Doar că nu l-am mâncat noi, dar cei din bucătărie. Asta e diferența. Ne-a zis că a ieșit bun. Noi îi credem, copii. Voi îi credeți? Îi vor crede atunci când sigur vor încerca să facă alături de mama sau tata lor. Vă provoc să încercați să gătiți acest chec acasă și să ne scrieți cum v-a ieșit. Slavova Alina de mic copil trăiește la orfelinatul de fete din Hâncești. S-a născut cu sindromul Frankenstein, iar aceasta a și fost motivul pentru care părinții s-au dezis de ea. Încet, dar cu pași siguri, și-a făcut prietene la orfelinat și acum este apreciată și respectată de ele.
au creat o mulțime de lucrări frumoase demne de laudă. Alina poate face absolut orice, de aceea mereu își ajută colegele. E prietenoasă, grijulie și bună. Alina este o fetiță foarte stăruitoare. Tot timpul când avem ceva nou, ea se implică. Ajută toate fetele, face ca tot ce este în jur, ea a ajutat fetele dacă ceva nu pot. Lucrează cu acuratețe, lucrează încet și roagă și fetele dacă ceva nu fac corect, ea le corectează. Toate fetele sunt bravo, sunt stăruitoare, lucrează bine. Alina este o fire mai, să zic așa, mai cu caracter mai puternic. Ei tare îi place să conducă aici. Este ca un al doilea profesor. Dacă nu este profesoară de artă, atunci Alina este și lecția merge mai departe. Pe toate fetele le ajută, le conduce, ea știe să se folosească de uneltele care sunt la artă, ea știe cum să ajute fiecare fată în parte. Dimineața Alina are grijă ca toate fetele să fie împletite, pieptănate și aranjate. Împletitul este mare ei pasiune. Are grijă și de haine, le spală, le calcă și nu doar pe ale ei, dar și pe cele ale colegilor. Eu pur și simplu vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că casa noastră internat a ajuns în vizorul televiziunii Gurimiel și mă bucur că fetițele noastre vor părea în față la mai mulți copii. Ele merită pe
pentru că sunt niște fetițe extraordinare. Slavova Alina, o fată care, necătind poate la chipul exterior straniu, este o fetiță cu un suflet foarte mare, cu niște capacități extraordinare. Poate cu timpul în societate, adică fetița se va descurca foarte, foarte bine. Noi avem foarte mari speranțe în privința Alinei. Vrem ca Alina să ne bucure și în continuare cu atitudinea ei pozitivă și să-și transforme pasiunile într-o muncă ce va fi și remunerată. Propun să dăm legătura colegei noastre Cosmina, care are câteva reguli de care trebuie să țineți cont. Bună, dragi prieteni, și bine v-am regăsit din nou la o nouă ediție a rubricii Codul Bunelor Maniere. Astăzi vom vorbi despre cum să avem grijă de dinți și de măsele. Câți dintre voi ați fost la dentist până acum? Cred că toți. Și haideți să recunoaștem că nu prea v-a plăcut. De aceea, astăzi o să vă învăț câteva reguli cum să avem grijă de dinți și de gingii. Să începem cu periajul. Acesta trebuie executat obligatoriu de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Pentru ca să fie eficient, trebuie să dureze 2-3 minute. Extrem de important este și cum îl facem. Periem de sus în jos cu mișcări circulare, de la stânga spre dreapta. La finalul periajului, ne curățim bine limba de microbi. Ața dentară este la fel un pas foarte important din îngrijirea dinților și gingiilor. Cred că știți deja la ce folosește. Aceasta îndepărtează rezidurile de printre dinți în locurile în care periuța nu a ajuns. Pentru a avea un zâmbet perfect, este bine să ne ferim de băuturile carbogazoase. Dar totuși, dacă ne dorim să bem acea apă dulce foarte mult, este bine să o facem cu un pai. Dulciurile sunt cel mai mare dușman al dinților. Știați oare? Cred că și părinții voștri vă spuneau deseori că ar trebui să consumați dulce foarte puțin. Și eu la fel vă recomand să evitați dulciurile, pentru că nu vă fac bine și vă afectează mult dantura. Să vă povestesc acum ce s-a întâmplat cu o fetiță. Diana mănâncă multe dulciuri. Mama îi spune întotdeauna, spală-te pe dinți de 2 ori pe zi, însă fetița nu asculta. Într-o zi începe să o doară o măsea. Diana plânge. Mama o duce pe fetiță la stomatolog. După ce o examinează, medicul îi spune: draga mea, dinții ne ajută să mestecăm mâncarea. Trebuie să avem grijă de ei. Te sfătuiesc să te speli pe dinți după fiecare masă. Acum Diana folosește o periuță și o pastă de dinți. Ea se spală pe dinți, periind de la gingii spre vârf și nu uită niciodată să o facă. Apoi își clătește gura cu multă apă. Iar acum o să vă spun câteva reguli foarte importante pentru a vă menține sănătatea dinților voștri. Nu exagera cu dulciurile. Nu bea lichide fierbinți sau prea reci. Nu mușca din obiecte dure. Mergi la dentist o dată la 6 luni. Acum vă voi da câteva întrebări ca să văd cât de bine ați însușit tema lecției. Te speli pe dinți de 2 ori pe zi. Schimbi periuța o dată în 3 luni. Folosești scobitoarea în timpul mesei.
îți clătești gura după fiecare masă. Sper că ați însușit multe din această lecție. Noi ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție a rubricii Codul Bunelor Maniere. Pe curând! Bine au fost punctate aceste reguli. Acum e totul clar. Să știi că eu am ținut mereu cont de aceste reguli, chiar dacă nu le-am auzit până acum. Înseamnă că ești bravo și așa ar trebui să fie toți copiii. Denis, au rămas minute numărate până vom face cunoștință telespectatorilor noștri cu invitatul de astăzi. Ai dreptate, Iuliana, dar să nu uităm de Mihai. El astăzi se află la salonul Glamour Girls și o să ne facă cunoștință cu Mădălina. Să înceapă atunci rubrica Copil cu stil cu Mihai Ungureanu. Să înceapă! Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la rubrica Copil cu stil. Astăzi vreau să vă fac cunoștință cu o fetiță care are ochi albaștri și e foarte frumușică. O cheamă Mădălina și are 5 ani. Haideți să o cunoaștem! Salut! Spune-ne ceva despre tine! Mă cheamă Mădălina Slobozeanu și am 5 ani. Ce ocupații ai? Mă duc la grădiniță și mă duc la dansuri. Merg la Doremi Show. Ce jucării de acasă îți plac? Îmi place Lego și păpuși. Ce culori îți plac? Galben, roșu și verde. Ce personaje din povești îți plac? Îmi place Alba ca zăpada și cei trei purțeluși. Care este animalul tău preferat? Vulpea. Ce hăinuțe îți place mai des să îmbraci? Rochi. Ce vrei să devii când o să crești mare? Dansatare. Cum îți place mai mult să-ți prindă părul mama? Împletit. Atunci te invit în scaunul magic, unde Elena îți va face o împletitură frumoasă. Mă duc cu mare drag.
special zorele. Aici am găsit brandul autohton Miss Vivienne. Iau niște hainuțe de calitate și foarte frumoase. Acum urmează să fac o tură prin magazin pentru a alege câteva ținute potrivite Mădălinii. Să trecem la treabă! Hai, du-te! Acestea sunt ținutele pe care le-am ales. Acum să vedem cum se vor potrivi pe Mădălina. Despre hăinuțele pe care le-ai măsurat azi. M-am simțit foarte bine în toate hainele. Totuși, ai putea să alegi una dintre toate pe care le-ai măsurat. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Da, mi-a plăcut cel mai mult paltonașul. Acel paltonaș. Merg să ți-l aduc.
Acesta e? Da. Vreau să știi că magazinul Miss Vivien îți dăruiește acest paltou în dar. Ce poți să ne spui? Sunt foarte bucuroasă și sunt foarte fericită. Vreau să-i mulțumesc mult magazinului pentru acest dar. Atunci s-o porți cu drag. Da, într-adevăr, o să o pot cu mare drag. 4, 3, 2, 1. Astăzi ați cunoscut-o pe Madalina. A fost coafată și machiată și a aprobat mai multe ținute, dintre care și-a ales un palton foarte drăguț, pe care o să-l poarte cu drag. Iar noi ne vedem data viitoare. Iuliana Denis, aveți legătura! Iată și a venit momentul mult așteptat. Ce vrei să spui? Vreau să spun că a venit momentul să facem cunoștință cu invitatul surpriză. Vreau să știți că abia așteptăm să-l întâlnim pe Iulian Țurcanu. Să știți că ne place foarte mult cum dansează. O, da, mai ales pentru prestațiile lui sclipitoare de la emisiunea din România. Uite cine dansează. Atunci hai să înceapă interviul. Salut, Iulian! Salut, salut! Bine ai venit la emisiunea Dragul Viver! Bine v-am găsit! Sunt pentru prima dată aici la voi. Îmi pare bine că ai putut să vii și că ne-a curs timpul tău. Puh. Credeți-mă că dacă am venit, chiar am venit-o cu toată plăcerea și sper să avem și o discuție interesantă cu voi. Cu mare drag! Spune-mi, te rog frumos, de unde în general a apărut această pasiune pentru dans? Pasiunea pentru dans a apărut foarte pe neprins de veste. Eu nu vroiam niciodată să dansez, dacă s-o luăm de la asta. A fost taică-miu care până la urmă i-a părut rău, dar a spus că trebuie să mergi la dans ca să poți invita o fată la dans. Și bine, îndeplinind dorința lui tata, am mers pentru o lecție. Și mi-a plăcut atât de tare că nu am mai plecat din sala de dans. De atunci dansez până în ziua de astăzi și tot încă n-am încetat. La moment ești unul dintre cei mai cunoscuți dansatori din Republica Moldova. Prin ce greutăți ai trecut tu ca să-ți faci un nume? În primul rând, mersi mult pentru apreciere. Greutățile care le-am trecut ca să ajung acolo unde am ajuns, nu știu dacă pot să le numesc greutăți, este o experiență frumoasă. Până la urmă, înțeleg că fiecare parte din viața mea a fost o lecție. A fost acel impuls ca să merg mai departe și greutățile, acum îmi dau seama că nu au fost atât greutăți cât au fost eu singur, am fost piedica pentru mine. Pentru că fiecare om poate să se dezvolte, poate să facă ceva doar atunci când își dorește el. Și îmi pare rău că mai de mult nu mi-a venit... pasiunea asta să fac ceva singur, să-mi dezvolt ceva al meu și greutățile nu, iarăși, sunt pașii mei de zi cu zi. Asta, acestea sunt greutățile. În rest, nu știu dacă aș pot să spun că am trecut prin greutăți. Este viața care necesită greutăți, altfel nu e interesant dacă ar fi totul prea simplu, prea ușor să se dea totul. Așa că nu pot să spun că am trecut prin greutăți. Am trecut printr-o experiență frumoasă de viață și sper în continuare să fie cât mai productivă această experiență și să mă învăț minte de la fiecare pas. Care sunt pașii care i-ai făcut până în acest moment? Deci am început eu de la dans sportiv, unde, bine, atunci când am început eu să dansez, erau două categorii de dans. Era dans național, popular și era dans sportiv. Mai mult, să spunem așa, că modern sau ceva, era practic din domeniul fantasticii. Și am făcut 7 ani de dans sportiv, am avut performanțe atât naționale cât și internaționale, după care, din lipsă de bani, am fost nevoit să las dansurile. Și am încercat într-un domeniu necunoscut pentru mine, adică dansul modern, unde am mers într-o școală unde se practică practic toate stilurile de dans, adică începând de la dans sportiv până la hip-hop, latino, modern, jazz, contemp. Să am un spectru mai larg ca dansator. Și am fost foarte, foarte însetat de toată această informație și într-o perioadă foarte scurtă am devenit prim dansator a școlii unde eram eu și după care tot iarăși
dorința asta de a căpăta mai multă informație, de a fi mai bun și mai bun, nu mă opreau. Eram în sală de la 10 dimineața, veneam și ieșeam din sală pe la ora 1 noaptea, cam așa. Am avut și momente când mergeam acasă pe jos, iarăși din lipsă de bani, dar iarăși acum când mi-aduc aminte de asta, bine, atunci era complicat, atunci era greu, era de plâns. Acum mă uit ca la ceva frumos. Pentru că astfel de moment îți dau acele amintiri frumoase, că ai trecut prin lucruri utile. Când tu înțelegi cum se face într-adevăr greutatea ta ca personalitate, cum se face într-adevăr ca să fii, să fii cineva, să faci un nume cu adevărat care are o greutate și nu pur și simplu vorbe în vânt. Știm foarte bine că ești fondatorul clubului de dans Black and White. Când a apărut acest vis de a deschide propriul club de dans și cum a reușit să realizezi acest vis? Da, într-adevăr, este un vis. Până în ziua de azi mă uit la proiectul Black and White ca la un vis, pentru că de fiecare dată vreau să-l fac tot mai bun și mai bun. Pentru mine în cap este mereu primul și nimic altceva și mereu dacă apare ceva mai bun, eu mă strădui să fac și mai bun, doar ca să merg pe aceste cuvinte, să fiu primul. Experiența Black and White a apărut atunci când în câte locuri nu am fost, în câte școli nu am fost, mereu era întrebarea, eu o comparam cu America, o comparam cu școlile din Europa, o comparam cu școlile de cele care le avem prin prejur, în Rusia, în România, în Ucraina, iarăși țări unde am căpătat și acolo experiență. Și mereu când veneam eu cu o propunere, cum aș vrea eu să fiu o școală sau cum aș vrea eu să se simtă copiii în grupă la mine sau în școala noastră, aveam careva piedici de genul că încă nu-i timpul sau nu-i necesar, dacă merge așa, pentru ce să ne mai facem ceva mai complicat. Până când m-am copt ca să fac o școală a mea. Și bine, până la urmă, să fiu sincer, a fost soția mea, acea care m-a îndrumat la capitolul ăsta, pentru că în ziua când mi-a spus, da, cât mai vrei să dansezi, m-a pus așa, într-o situație care m-a pus foarte tare pe gânduri, cât mai vreau să dansez. Și eu mi-am pus întrebări, dar cât mai vreau eu să dansez? Că dansatorii la 35 de ani ies la pensie. Și am hotărât că trebuie să fac o continuitate, că dacă dansez, bine, eu capăt experiență, învăț să dansez mai mult și mai mult și mai mult, dar pe urmă ce fac cu informația asta? O iau cu mine sau nu? Trebuie să învăț și copiii, adică să fac o școală unde să mă împărtăș cu ei cu toată experiența care am căpătat-o în toată lumea unde am fost eu cu dansurile. Așa că am hotărât să facem copilul Black and White, unde deja la moment avem două sedii, suntem în Chișinău, avem două sedii și foarte mulți copii care se bucură împreună cu noi, sunt întâlniți cu zâmbet, sunt întâlniți cu pozitiv la noi în studio și îi învățăm să danseze așa cum știm și noi. Vorbind de copii, cum e să lucrezi cu ei? În genere, să lucrezi cu copii este foarte complicat. Este foarte frumos, dar și foarte complicat, pentru că la ei creierul mereu lucrează în mai multe părți. Ei nu se concentrează la ceva anume. Ei aici dansează, aici citesc, aici fugă, aici se dejoacă de ascunsele și asta toate trebuie să le prind, să le combine astfel ca să faci o lecție de dans și până la urmă încă să copiii ce iasă cu o informație utilă din sala de dans. Dar vreau să fiu sincer și nu m-aș descurca singur fără echipa care o am, toată echipa Black and White. Sunt niște oameni foarte talentați care sunt în echipă și care ard de nedorință mereu să se dezvolte, să devină mai buni. Pentru că, oricum, din toată experiența mea, nu doar oamenii cu studii specializate în coreografie pot să fie într-adevăr niște profesori buni sau niște coreografi buni. De aia noi suntem nevoiți mereu să dezvoltăm o altă ramură a personalității care lucrează la noi, o altă abilitate ca ei să poată
într-adevăr, să dezvolte într-un copil acel talent de dans, până la urmă, că noi doar asta știm să facem și asta încercăm să facem. Dacă tu ai spus că ai călătorit prin foarte multe țări, dobândind noi și noi experiențe în dans, este ceva ce nu știi tu în dans? Adică, îmi imaginez că tu toate le știi despre dansuri. Da, poate ai dreptate, le știu pe toate, nu le pot face pe toate, dar le știu pe toate, știu ce înseamnă frumos, cel puțin în viziunea mea, eu știu ce înseamnă frumos și asta încerc să aduc și la noi în țară. Sunt dezamăgit când tot tineretul nostru spune că vrea să plece de la noi, că e greu, că e nu știu ce, dar încă mă țin, încă vreau să dezvolt aici țara noastră ca să dezvolt frumosul, pentru că în lume oamenii sunt foarte dezvoltați și în genere arta este apreciată la un înalt nivel. Și eu nu vorbesc de dans, eu vorbesc de interpreți, vorbesc despre dansatori, despre actori, despre tot ce înseamnă artă. Este la un nivel foarte mare unde se investesc și bani și multe tehnici de a face mai frumos și mai frumos un show. În ziua de astăzi așa de repede tot se dezvoltă că într-adevăr, nu pot spune că știu tot. Ce părere ai despre tinerii dansători de la noi? Părerea mea este una foarte bună. În genere, moldovenii sunt un popor foarte talentat. În orice. Ce nu ai lua, începând de la artă până la, nu știu, la cătuș, sunt un popor foarte talentat. Popor lenos, asta e altă întrebare. Dar de talentat suntem foarte talentați. Și în dans, în primul rând. Pentru că dansatorii moldoveni, peste tot, iată acum ultima experiență la mine a fost cu România, sunt foarte tare respectați și luați ca mari profesioniști. Și peste tot unde știu eu, noi suntem cotați ca foarte buni, ca profesioniști și oameni care știu treaba. Iarăși, chiar dacă nu suntem noi într-atât de bun cât putem fi, dar iarăși suntem foarte tare respectați de cei din jur. Și evident că cei care sunt la noi, eu de exemplu aș vrea mai mult să muncească, să dezvolte și mai tare, pentru că avem o rețea mare așa ca internetul, unde ne permite să ne uităm ce mai face și lumea din jur, pentru că mulți dintre noi, cred că la noi aici în satul Chișinău, suntem cei mai buni, dar totuși aș fi cu mult mai bucuros dacă lumea s-ar uita pe împrejur să știe că este o concurență, nu la noi aici, este în lume, unde trebuie să devenim mai buni cu fiecare zi, că de altfel rămânem cum suntem, lumea treia. Recent a fost participat într-un proiect televizat din România, Uite cine dansează. Povestește-ne despre cele mai frumoase experiențe care le-ai trăit acolo. Uite cine dansează, într-adevăr, este un proiect foarte frumos în România. Experiența este de neuitat, pentru că într-un timp foarte scurt trebuie să dezvolți într-o persoană care, bine, e din domeniul artei, dar nu a dansat niciodată. Și provocarea și experiența frumoasă este atunci când îți dă un om care nu știe nimic și tu trebuie să-l înveți să danseze așa cum dansezi tu. Bine. Deja rezultatul sau ceea ce s-a văzut la noi pe ecran, pe sticlă, s-a văzut cât de mult am reușit eu să fac din partenera mea, Lili Sandu, o dansatoare. Și în comparație cu toți, mi se pare că mi-a reușit foarte bine. Dar cea mai mare experiență a fost că am căpătat și mai multă răbdare, pentru că, într-adevăr, este foarte greu psihologic să reziști într-o săptămână să faci un dans care trebuie să dea atât caracter, temperament și însuși corectitudine în tehnica dansului. Și încă frumos a fost faptul că am lucrat cu o echipă foarte profesionistă. Deci, începând cu că am dansat împreună cu operatorii care filmau show-ul, pentru că multe din dansurile noastre erau că trebuia să treacă ori printre noi, ori să fie împreună cu noi. Am învățat și operatorii să danseze, pentru că era nevoie ca să fie un cadru mai frumos. Și plus că, iarăși, am cunoscut mulți oameni care își știu bine treaba. Oameni talentați, oameni pe care îi foarte tare iubesc. La ce alte concursuri ai mai participat și unde ți-a plăcut cel mai mult?
Am mai participat și la proiectul ucrainean Tanțuit Vsi, un franciză la So You Think You Can Dance, unde am fost în top 20 cei mai buni dansatori. În sezonul 5, atunci era un casting, în tot casting au fost 50.000 de dansatori. A fost o experiență foarte frumoasă și foarte grea față de România, deci nici nu se compară, dar bine, acolo era concurs de dans, strict de dans. Aici a fost un pic mai simplu. În rest, concursuri nu prea le iubesc. Prima perioada mea ca dansator am avut foarte multe concursuri și m-am stresat mult de la ele. După care am încercat eu să mă abat de la asta și să mă dezvolt în show-uri. Și ca show-uri deja am fost în România, am dansat și cu mulți interpreți din România. Am dansat la emisiuni ca Dansez pentru tine, în baletul lui Edi Stancu. Și deja în Moscova am dansat cu rock and roll acrobatic. Este o tendință nouă și la noi în țară. Sunt și eu fondatorul acestei federații de rock and roll acrobatic, unde se îndeplinesc prize la 6 metri înălțime. Și iarăși, încă o experiență foarte frumoasă, când deja sunt acrobații cu dans. Ca să nu ne pară viața foarte ușoară, încercăm și pe asta. Și bine, experiență frumoasă sunt cu cei care sunt din America, pentru că acolo e mama dansului. Acolo se dezvoltă absolut tot. Ai avut ocazia vreodată să cunoști pe cineva dintre fondatorii hip-hop, de exemplu, ca Buddha Stretch? Nu, cu părere de rău, nu am avut așa ocazii, dar îmi doresc asta foarte mult și de obicei când îmi doresc, eu urmăresc visul și gândul. Și am, împreună cu familia mea, ne-am pus în gând ca vara viitoare să plecăm în America și să facem cunoștință cu mai mulți fondatori ai dansului în genere, ai dansului și ai show-ului, pentru că acolo este și sunt amestecăturile acestea de toate talentele posibile în țara aia. Și de aia noi ne-am propus vara viitoare neapărat să mergem, să-i cunoaștem și să mai căpătăm informație și experiență. Vă dorim succes! Mulțumesc! Și dacă tot ai fost participant în proiectul Uite cine dansează, ai avut ocazia să cunoști pe Alex Velea, pe Antonia. Cum crezi aceste vedete din showbizul românesc? Vei avea cereri de la ei ca să le faci coreografii pieselor lor? Bine, nu știu dacă voi avea cereri de coreografie, dar vreau să spun că am cunoscut niște persoane deosebite. Chiar cel mai tare m-a fascinat Alex Velea. De la televizor sau unde îl mai vedeam eu, îmi părea o persoană, să-i spunem așa, arogantă, nu prea plăcută. Dar acum când ne-am cunoscut deja ca colegi de breaslă acolo, ca dansatori, am descoperit o persoană foarte plăcută, un tată iubitor, întrucât sunt acum în temă și sunt și eu proaspăt tătic. Am văzut o persoană foarte, foarte plăcută, foarte caldă și deja și un prieten bun, pentru că ne-am unit bine acolo, că ne susțineam unul pe altul. Cum te descurci în rol de tătic? Asta cred că este cea mai frumos ce s-a întâmplat cu mine în viață. Sunt, într-adevăr, este greu, pentru că dormim mai puțin și eu și soția mea, Eliza, dar vreau să spun că nu se compară absolut cu nimic. Dacă până acum am povestea lumea că e frumos să ai copii, e frumos să nu dormi, să te trezești cu zâmbetul acestui copil, bine, asta era doar niște vorbe, dar cred că asta o poți înțelege doar atunci când trăiești chestia asta. Și eu acum trăiesc și încerc să trăiesc fiecare minut, pentru că, într-adevăr, fiecare moment petrecut alături de Lia, alături de fiica mea, este un moment special și un moment care pur și simplu mă încarcă cu energie pentru toată ziua, toată săptămâna sau toată luna, cât vrei, atâta, pentru că este ceva de nedescris, de neexplicat, dar foarte frumos și fascinant. Cum crezi, Lia va dori să devină și ea dansatoare precum ești tu? Am vorbit și la tema asta cu soția mea. Noi vom încerca să fim niște părinți, să-i spunem așa, democrață și ea, să-și aleagă ea ce vrea. Evident că mi-ar plăcea foarte mult să danseze și ea, pentru că
dansul totuși este o ocupație sau un sport care îți dezvoltă bine mușchii, silueta, însuși faptul ai o posibilitate de a-ți trăi viața sănătos. Pentru că o știm cu toții, mișcarea este viață. Dar dacă își va dori, poate cu altceva să se ocupe, eu oricum o voi susține și voi face tot posibilul ca să aibă performanțe în tot ce va face. Până acum nu te-am întrebat nimic despre copilăria ta, deci cum te descurcai tu la școală, ce note aveai? Școala a fost, copilăria mea a fost legată cu dansul, eu de la 9 ani dansez, cred că doar în clasa 1-a, 2-a și 3-a n-am dansat și mai eram prezent afară. Pe atunci nu era internet, nu erau gadgeturi, nu era absolut nimic, eram prezenți afară, eram prezenți cu... Jucam fotbal, în ziua de astăzi nu sunt fan zero fotbal, deci când nu s-a legat nimic de mine atunci ce am făcut eu în copilărie, dar ca elev, nu știu, nu pot să spun că am fost exemplar, eram mereu cel care vreau să... eram în activități extrașcolare. Eram în concerte, în concursuri, de la școală. Am încercat de vreo câteva ori să merg la niște olimpiezi, doar de faptul ca să spun că am fost la olimpiadă de, nu mai țin minte, matematică, istorie. Istoria o mai știam că îmi plăcea foarte bine, matematică eram așa, doar strict cât trebuie să știu. Aveam 7, pare mi se, atunci. Matematica este obiectul meu preferat. Și a meu. A meu nu. Istoria nu-mi place. Dar istoria îmi plăcea foarte mult. Nici mie istoria nu-mi place. Adică cum, mie istoria îmi place, pur și simplu eu câteodată nu înțeleg. Eu trebuie să, adică să mă concentrez. Câteodată, da, eu nu mă concentrez ca să înțeleg. Ca tare e ușor de înțeles. Dacă te implici mult în istorie, înțelegi că totuși istoria a fost scrisă de câte câștigători și nu știi totuși care a fost adevărata istorie. Că nu știi ce s-a întâmplat cu adevărat. Dacă începi să-ți bagi capul foarte adânc în toată chestia asta, că noi n-avem de unde să știm. E drept ce ești spre de nou la școală sau nu? Și dacă cum eu m-am apucat să mai caut, să mai citesc câte ceva, păi mai înțelegi că poate nu sunt așa de răi rușii sau nu sunt așa de răi nemții, să știi și tot ai multe. Dar ca școală, în genere, am fost, să-i spunem așa, o persoană medie în capitolul ăsta. Dar ce ține de activitățile extrașcolare, eram peste tot. Primul, da. În fiecare an toți primeau diplomă pentru olimpiadă matematică, olimpiadă nu știu care, nu știu ce. Eu primeam pentru activitățile extrașcolare. Da. Tot așa. La mine tot e așa. Este o întrebare tradițională pentru fiecare invitat, cel puțin de la mine. Ce zodie ești, Iulian? Capricorn. Capricorn. Da. La tine în familie cineva mai dansează? Adică ai moștenit de la cineva acest talent sau de la sine? Nu, cred că eu sunt ceva o abatere de la cursul familiei, pentru că nu dansează absolut nimeni și nici nu au în genere tangență cu arta. A fost greșeala tatălui că a vrut să știu să-mi... Dar eu nu cred că e greșeală. Păi nu, până la urmă când vă dați seama că am avut multe, să-i spunem așa, conflicte când îți spune că te ocupi cu prostiile și trebuie să te apuci de lucru, de exemplu. Nu știu dacă cunoașteți astfel de situație, că sunteți și voi din domeniul artei, dar eu am avut astfel de să-i spunem așa, conflicte cu părinții mei sau mai mult cu tata, când îmi spunea că, păi, totul e bine, ai dansat, ajunge, puc ceva de făcut mai cu mult folos. La care eu, fiind capricorn încăpățânat, totuși eu știam foarte bine unde trebuie să ajung, eu sunt aici, visul meu e acolo, dar eu trebuie să merg, drumul știu că e înainte. Și totuși îmi pare bine că am dat-o în bară, dar necătând la nimic, am mers înainte și... Ești mulțumit de tot ce ai reușit să obții sau ai și care va regrete? Sunt foarte mulțumit de tot ce am în ziua de astăzi și regretele, pur și simplu, cum am spus și la început, le-am luat ca,
ca lecții, ca experiență de viață și momente unde nu trebuie să mai calc în această greblă. Și plus, dacă am mai toate greșelile care le-am făcut și n-am reușit să le aduc la viață, le-am pus pur și simplu înainte, că trebuie să merg spre ele. Și bine, multe experiențe care îmi dădeam seama că nu trebuia să le fac sau nu e cazul. Așa că nu am regrete, am doar lucruri pozitive care am învățat. Acum avem câteva întrebări blitz pentru tine, la care trebuie să răspunzi rapid. Da sau nu? Nu, este, ai două variante. Îți dau două cuvinte și tu ai o variantă de răspuns. Da. Ok. Mișcări sau cunoștințe? Cunoștințe. Engleză sau rusă? Engleză. Dansurile sau familie? Familie. România sau Moldova? Moldova. Caiet sau pix? Caiet. Bani sau faimă? Le amândouă, deși el l-aș tip. Bine, faimă. Portocală sau mandarină? Mandarină. Colegialitate sau rivalitate? Rivalitate. Chitară sau pian? Pian. Black sau white? Black and white. Soare sau lună? Nu, nu-mi place căldură, așa că lună. Hip-hop sau vogue? Hip-hop. Dai dansa vreodată vogue? Da. Să dai cadou sau să primești cadou? Să dau. Dansuri solo sau dansuri în echipă? În echipă. Iuliana sau Denis? Iuliana. Pentru că Iulian. Pentru că ești fată. Ciocolată sau kebab? Ciocolată. McDonald's sau KFC? Mă strădu nimic. Biologie sau chimie? Biologie, am avut o atracție mai mare. Limba română sau matematică? Limba română. Și pe final, ce mesaj ai pentru tinerii dansatori? Pentru tinerii dansatori am un mesaj iarăși pozitiv, pentru că vreau niciodată să nu-și piardă încrederea în sine. Dans înseamnă încredere, pentru că trebuie tot timpul să crezi în ceea ce faci. Trebuie să-ți placă și să mereu să vrei performanțele de la tine. Așa că le doresc tuturor dansatorilor să meargă spre performanțe și să nu-și piardă încrederea în sine. Ce dans ne-ai pregătit pentru astăzi? Eu v-am pregătit copiii de la noi din școală, care vor prezenta un dans frumos de la următorul nostru mic concert, pentru că noi tot le facem în fiecare lună câte o mică petrecere. Și este următoarea lor experiență care o vor arăta și astăzi la voi pe scenă. Înainte de a admira acest frumos dans, Iulian și nu Iuliana, îți mulțumim foarte mult că ne-ai acordat timp și ai răspuns la toate întrebările noastre și că ai venit. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație și, bineînțeles, pentru o discuție foarte interesantă. Noi ne vedem duminica viitoare, începând cu ora 11. Ne puteți vedea și în reluare luni, miercuri sau vineri, începând cu ora 21:00. Pe curând, prieteni, pa, pa! Pa! And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. I tell them go, go. We love, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Uh-huh.
in my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun.